Festivalul Internațional de Carte a venit anul acesta cu surprize pentru cititori. Editurile se întrec în reduceri de preț de la 20 la 50%. Cea mai ieftină carte costă 15 lei, iar cea mai scumpă 1000 de lei. În cel din urmă caz, fiind vorba de Cartea de Aur a Republicii Moldova, cu personalități notorii de la noi din țară. Una dintre editurile din Moldova a dus la festival în premieră cărțile Istoria Ilustrată a României și Foamete Moldova Sovietică. Cu diferite enciclopedii National Geographic pentru copii care sunt tot foarte solicitate. Am avut multe cumpărători, câte nu pot spune, dar mai mult decât 1000 de vizitatori a fost la noi. De politica americană, de politicieni americani, cum se fac campaniile politice în America. Deși sunt fan Obama, dar aș vrea să văd ce zice și Trump. Eu am venit după Khaled Hosseini, un autor, și le-am găsit și le-am luat pe toate trei. Cei mai fideli cititori sunt copiii. Împreună cu părinții lor, aceștia au venit nu doar să-și completeze biblioteca, dar și să-și umple ghiozdanul cu rechizite și cărți cu exerciții pentru noul an școlar. La mare căutare sunt cărțile cu sunet și cele cu ilustrații. Am achiziționat pentru clasa a doua memorator pentru limba engleză și acum căutăm ceva literatură. Ceva de dezvoltare personală, de cunoașterea copiilor, particularitățile de vârstă. Potrivit reprezentanților editurilor, cele mai căutate cărți sunt cele cu tematică economică și IT, dar și cele artistice. De mare atenție s-au bucurat cărțile cu celebrul serial Game of Thrones, care la fel pot fi găsite la Bookfest. Cele 5 volume costă aproximativ 900 de lei. 25 până la 50% la cele de adulți, pe parte de Dame în Tango, Nautilus, cărți de poezie, istorie. Vânzările au mers foarte bine anul acesta, față de anul trecut chiar se simt creșterile. O editură din România a dus la festival și o carte dedicată trupei Carla's Dreams. Aceasta este în formă de CD, conține mai multe interviuri ale artistului și costă 100 de lei. Merită acest fenomen Carla's Dreams pentru că, în primul rând, cum a apărut el în piață, extrem de rapid și, tocmai ce vă spuneam, extrem de rapid și extrem de bine primit, da? Tineretul, să știe, este nebunit. Salonul Internațional de Carte, ediția 26-a Bookfest Chișinău, se va desfășura până pe data de 3 septembrie la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo.